sunt câteva zone, câteva unități de învățământ unde s-a făcut puțină agitație că nu se mai plătește paza la școli. Nu discutăm aici doar de pază, ci discutăm de cheltuieli în general. Dacă nu facem o optimizare și să nu ne ferim de termenul de a face economii la buget, nu avem bani de investiții. În consecință, suntem într-o permanentă organizare și reorganizare în care trebuie să ne adaptăm la noile condiții. Am investit masiv în școli, le-am reabilitat termic, trebuie să scadă costul la întreținere, costurile de funcționare. În consecință, vreau să vă dau un exemplu pe care l-am văzut chiar acum recent într-o sală de sport, unde era pornit și aerul condiționat și caloriferele. Nu s-a pus problema să scoatem definitiv paza din școli. Dar s-a pus problema să nu mai avem nenumărate posturi de pază așa cum unele școli solicită. Avem un singur acces cu un singur paznic care trebuie să controleze chestiunea asta. Nu are ce căuta paznicul în școală să aibă grijă de elevi, atâta vreme cât avem profesori, avem diriginți, avem directori care se ocupe de chestiunea asta. Ne costă milioane de euro aceste posturi de pază. Nu folosim corect resursa umană. Prefer să investim în tehnologie, să punem camere de supraveghere, să punem sisteme de detecție, să punem control acces, cu asta sunt de acord. Oamenii să se ducă să lucreze acolo unde nu poate să fie înlocuită forța de muncă cu tehnologia.